v-am găsit, dragii mei! Povestea lor pare că este așezată undeva departe de lumea dezlănțuită, fiind o mână a destinului care i-a adus împreună și având viața plină cu întâmplări ale inimii. Sunt o familie care își amintește de bunele tradiții ale asumării iubirii proaspete pentru toată viața, deși sunt împreună parcă de o viață. Sunt și diferiți și asemănători în tot felul de lucruri pe care au decis să nu le mai încerce să le schimbe unul la celălalt. Sunt părinți care învață noi nuanțe ale iubirii datorită fetiței lor, întregind un tablou la care visează mulți, doar că atât de puțin sunt cei care îl posedă. Bine ai venit, Maria! Bine ai venit, Mihai! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit, draga mea! Suntem tare, tare bucuroși! Eu una sunt enorm de bucuroasă să te revăd! Și eu sunt bucuroasă! Eu nu mai zic nimic! Și să mai stăm așa de vorbă! Dacă n-a fost nimic întâmplător... Mulțumim pentru prezentare, ești special așa, ai făcut o introducere cu totul și cu totul minunată. Mulțumesc că meritați din plin și toată echipa Folclorul sub lupă se gândește ca invitatul să se pună într-o lumină pozitivă și frumoasă pentru cei de acasă. Mă bucur să vă revăd. Mulțumim. Mă bucur că sunteți la fel de autentici, frumos și cu zâmbetul pe buze. Dar pentru început aș vrea să vă întreb cum v-ați cunoscut? Tu, Maria, cu Mihai, Maria, Mihai. Să vedem dacă Maria. Suntem în declarații la fel. Draga mea, să știi că noi ne-am cunoscut tot prin intermediul cântecului. Ne-am întâlnit la o nuntă. El era ceteraș, cânta la nunta respectivă, însă eu eram domnișoară de onoare din partea Mirelui. Așa a fost filmul. Câți ani avea Maria atunci? Așa vreo 17 anișori frumoși. Și l-am observat, zic, mă, ce ceteraș fain. Păi, dar eu... Și spune mai departe. Eu pe tine. Lavinia, povestea noastră e una faină. Una care persistă cu iubire la prima vedere și noi anul ăsta facem majoratul. O, felicitări! Da. Majoratul relației, nu anilor de majoratul în căsnicie. În căsnicie. 20. La mulți ani cu bucurii și împliniri. Mulțumim, doamne, la, fel. La toată lumea să fie. Eu zic că norocul ne-a surâs atât mie cât și ei, pentru că eu, din punctul meu de vedere, vorbesc acum, eu mi-am dorit ca viața mea să fie alături de o femeie care să cânte, care să facem o carieră, pentru că de mic copil am cântat, Măriuca la fel, fiecare cântam diferit în formația respective, cu formații diferite. Și în momentul când am aflat că mă duc la nuntă, am avut nunta de cântat în sat Șugatag. În sat Șugatag, da, acolo la noi, în Maramureș, am auzit din Maria Nemes. Eu vreau să o cunosc. Într-adevăr, da, că era... el a auzit din Maria Nemes. Scuză-mă că intervin, că așa suntem noi. Dacă nu intervim unul pe altul, nu-i normal, ceva nu-i regulă. Ce noroc că te iubesc. Auzi, dragă, dar noi dacă nu intervenim nu poți să altul suntem bechiagi. Da, el auzise de mine pentru că eu nu ca să mă laud, dar ca să știe telespectatorii de unde mă știai tu, că nu mai știu de la piață. Nici de cum, că la piață mă n-am umblat. De la televizor, pentru că eu în anul 2000 am debutat în televiziunea română la un concurs renumit Moștenitorii, realizat de doamna Mărioara Murărescu, Dumnezeu să o ierte, și am luat premiul întâi. Și după aia am avut mai multe înregistrări, am avut chiar și cântece imprimate și de acolo, pe vremea respectivă era casete, nu era CD-uri și așa. Și bineînțeles că de acolo au auzit de Maria Nemes. Poftim. Dar voi sunteți Maria și Mihai Nemes. Da. Adică porți numele soției? Da. Și îți dai seama cât de mult am iubit-o? A, deci nu m-am mai iubit? Stai, așteaptă. Cât de mult am iubit-o pentru că am renunțat la orgoliul meu. Și nu e ușor ca să schimb numele după femeie. Nu? Deci, practic, te-ai măritat tu. Da, m-am măritat eu. Ca să fiu... Dar cine a avut această pretenție de a purta numele Maria? Nu, Maria, socru fie iertat, și-a dorit foarte mult un fecior. Să-i ducă numele mai departe. O zi zice, nu doresc nimic mai mult decât să schimb numele. Adică nu mă poți face mai numele fericit. Mai fericit decât să-mi porți numele, să-mi duci numele mai departe. Și eu, fiind în culmea fericirii și a iubirii, nu mai am ținut cont și nu mai țin cont de nimic. Atât timp cât iubești pe cineva, cred că, indiferent de ce ți-ar cere, nu se mai pune probleme. L-ai numit pe acesta un compromis, cel pe care l-ai făcut? Niciodată. De dragul căsniciei? Nu. Dar am considerat, nu știi cât l-ai iubit asta. Am considerat că
dacă iubesc pe cineva, nu mai contează nimic. Ce-i datorezi, Mihai, Mariei? Ce simți că nu ai fi reușit să faci din ce ai înfăptuit dacă nu ai fi avut lângă tine acest om minunat? Mă, acum hai să fiu sincer. Eu una mi-am fi dorit-o oricare. Deci, că era Mărie, că era Anuță. Ileana, trebuia, deci mi-e clar, noi avem în Maramureș model multe cupluri de Maramureș. Cântând, fiind atât de dragă meseria asta și ceea ce era vioara, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, mi-am dorit, zic, vreau să am și eu, vreau să fiu cu cineva, vreau să cânt. Îmi doream de mult, de când mă știu eu, de când am început să cânt, mă așa, nu știu, parcă îmi spunea ceva, vreau să fac o carieră în asta și să am o femeie lângă mine, o nevastă lângă mine, să fie într-adevăr, să fie frumoasă și să cânte bine. Păi și Dumnezeu cred că te-a iubit foarte mult, că ți-a dat toate aceste daruri într-un singur om, vezi? Într-un singur om. Și atâta timp, și când în momentul când am întâlnit-o pe Măriucă, nu știu, am simțit ceva în care mi se părea că o cunosc de o viață. Mi se părea că o știu și că suntem, nu știu, un nucleu chiar de la prima vedere. Chiar așa sunteți și am văzut de-a lungul anilor, de când vă cunosc și eu și în cadrul emisiunilor, că persistă și libertatea. La dar voi nu în relație, nu sunteți geloși unul pe celălalt? Acum, un pic gelozie există de ambele părți, pentru că dacă totdeauna vorba eu spun, lui, eu sunt gelos, că o iubesc. Dacă nu iubești, nu ești gelos. Însă nu se depășește nu se depășesc limitele, adică nu posesiv și nu, nu știu, obsesiv. Deci așa, elegant, să zic așa. Câte sacrificii ai făcut, Maria, pentru această relație? Să funcționeze atât de bine, desigur. Măi, sacrificii faci, dar le faci de dragul dragostei, de dragul familiei, de dragul relației, de dragul nostru. Eu aș considera că n-am făcut niciun fel de sacrificiu. Dar nu neapărat niște sacrificii care să simți că e o povară pe suflet. Să nu le poți duce. Da, să nu le poți duce. Că în momentul când nu le poți duce, nu are rost. Te încorsetezi și la un moment dat ce să faci, nu are sens. Nu mere, nu mere. Dom'le, asta e viața, dar nu ești nici primul, nici ultimul. Dar la noi mai are ca la început, domnule. De unde vine imaginea aceasta frumoasă de familie pe care zilnic o zugrăviți? Exemplu văzut la părinți, la bunici, educația, spiritul în care ați crescut? Da, am avut familie, am avut amândoi familii durabile, adică amândoi și el au avut o familie frumoasă cu copii mulți. Și ei eu zic că nu trebuie să fii copia cuiva. Da, dar ce bănuiesc vezi în familie... Eu. Da, dar poți să înveți lucrurile frumoase și în orice familie bănuiesc și sunt de acord, de-a lungul timpului am întâlnit multe familii și multe lucruri care s-au petrecut și mai puțin bune, dar un copil, dacă e format bine, trebuie să ia partea bună păi a familiei respective. Păi acolo, de asta se și spune, copilul este oglinda părintelui. Da, deci... da, eu cel puțin la mine în familie am avut parte, fiind și singură la părinți, am avut o familie extrem, gospodari, oameni de la țară, muncitori, țărani, în toată, nu erau fițele, în toată legura, fără figuri și fără... Am muncit de când mă știu, la munca câmpul și am făcut de toate, dar am avut liniște, am avut tot ce mi-a trebuit și tot ce mi-am dorit la momentul respectiv și la pretențiile respective. Te știi ca fiind un copil egoist, nemai având frați? Nu mă știu, că nu știu cum... Nu știu dacă pe vremea respectivă, că de multe ori, hai să spun ceva, aveam vecini care erau mai mulți frați și lucra mai puțin ca mine că eram singură. Deci tu făceai munca cât pentru deci, toți, nu? Da, să știi. Și eu ziceam, dar de ce numai pe mine mă trimiți acolo să fac? Dar pe cine să trimit? Tu spuneai ești. Puțin mai devreme că provine dintr-o familie frumoasă, Mihai, la fel și Mihai, despre tine părinții vă mai trăiesc, tatăl tău nu mai trăiești. Tatăl meu nu mai am și o avem doar pe mama, o avem și mulțumim din suflet pentru toată grija și pentru toată dragostea și pentru tot ceea ce face pentru noi și mulțumim la Dumnezeu că și ne dorim să ne țină cât mai multă viață și să fie sănătoasă, să aibă grijă de Mihaela și de noi până la urmă, că ne sună, da, ați ajuns, e foarte grijulie și foarte protectoare așa, să ajungem cu bine, să toate lucrurile să se... Îți văd lacrimi în ochi acum când vorbești de mama. Da, pentru că doar pe ea o mai aveam și pe tatăl meu l-am pierdut, o am, da. O avem amândoi, toți, până la urmă. Pe tatăl meu l-am pierdut așa, fulger. Într-un mic accident, într-o mică, nu știu, așa a fost un... Știu că ați avut atunci o pauză a aparițiilor de televiziune. Da.
Din da, cauza... pentru că nu m-am simțit și n-am fost cap. Nu m-am simțit eu. Știți cum suntem noi? Da, fiind și datorită faptului că era plin de voie august, bună era și august, da, au fost în 30 iulie s-a întâmplat nefericitul. Imediat a început postul, după care noi din 15 aveam foarte multe nunți luate, că avem contracte cu oamenii, trebuia să le onorăm și ținând treaba asta până la jumătatea aproape terminatul lunii septembrie, după aia am zis ok, ne-am făcut, trebuia cumva, eram obligați ca să mergem, pentru că omul nu te înțelege, nu? Chiar dacă da, evenimentele, evenimentele trebuie să le onorezi, nu știe nimeni că până ce treci tu. Că asta e viața de artist, ziua... Vesel, noaptea tristă. Sau noaptea vesel, ziua trist. Pentru dar, că... da. Ți este dar doar sunt Maria de îmbrățișerile tatălui, de vorbele dumnealui? Mi-e doar. Și cel mai mult îmi lipsesc... Îmi lăsesc telefonul lui, pentru că el era plecat foarte mult de acasă, lucra în construcții, avea o echipă la Oradea și de câte ori plecam de acasă, îl sunam. Când ajungeam la locul respectiv, îl sunam, îi sunam și nu luam nicio decizie, indiferent dacă era pe partea noastră muzicală, nu luam niciodată o decizie. Am fost foarte uniți, am fost o familie extraordinar de... De noi vorbeam împreună. Ne consultam întotdeauna, indiferent că era vorba despre muzică proiect, sau de că era vorba de construcții. Orice proiect îl dezbăteam în familie. Da, și el era foarte pozitiv și totdeauna faceți puii miei, mereți, puii tati, du-te liniștită, fă-ți treaba, facem orice, ziceam, tate, uite, aș vrea să fac nu știu ce, sau să-mi cumpăr ceva. Deci numai dacă știa el și era convins 100% că nu merită să facă anumită investiție, atunci zicea nu. Și atunci am dădea cumva de gândit. Dacă el era, știa, avea experiența vieții, era umblat și na. Și întotdeauna ne-am, și pe de altă parte l-a iubit pe Mihiță foarte mult. Faptul că s-a trecut pe numele nostru, pe numele meu, l-a iubit extraordinar mult. Îi zicea, e copilul meu. Știu că nașa mea a venit odată la noi, Valeria Arnăutu venea la noi și zice, cum îl vezi pe Mihiță? Și tata de acolo zice, e trofeul meu! Asta înseamnă să iubești noul membru în familie, ginerele, ca da, pe propriul copil. Da. Care e momentul din copilărie pe care ai vrea să-l retrăiești alături de tatăl tău? Vai, am multe, multe momente, dar uite, țin minte că eram așa pe la un... 14-15 ani, de exemplu, îți dau un exemplu, și era foarte multe nunți. În fiecare sâmbătă era nunț în sat și el lucra în Baia Mare, tot așa în construcție, întotdeauna tot în construcție lucrat și venea sâmbătă acasă și eu mă duceam în sat. Atunci nu era telefoane, chestii ca să vorbești. Pleca lunea de acasă, venea sâmbătă și de astea. Și eu mă duceam în sat, de exemplu, să văd nunțile. Mă uitam doar, știi? Și el vedea acolo, zice, tu ce cați aici? Tu nu ești pregătită, nu ești îmbrăcată din nuntă. Păi nu, că nu m-am gândit că mă lași, că te duci acasă, te îmbrăci și mergi la nuntă. Tu când te-ai măritat, cine a venit la nunta ta? Deci totul se rezumă era la... Era permisiv, nu, dar tu n-ai profitat de bunătatea asta nu, și libertatea asigurată de tatăl nu, tău. Nu, pentru că era și un om foarte iubitor și... Dar în același timp era și sever. Deci dacă el era ceva supărat și așa, numai să uită la mine și știam că ceva nu e regulă, nu mă bătu niciodată. Dar ce ți-amintești, Maria, de la dumnealui că, nu știu, o povață sau ceva ce ți-a spus și astăzi conștientizezi și spui, uite, asta am de la tata. Da, uite, cât am început eu să cânt și să mă duc la școala populară de artă și să o plec acasă cumva singură, el nu mi-a spus nu știu ce lucruri și nu știu ce învățători. Ai grijă să nu-și bată nimeni joc de tine în viața ta. Deci să nu-și bată nimeni joc. Și eu am înțeles tot. Deci am înțeles tot ce trebuie să... Și de-aia i-am și făcut un cântec la un moment dat că mi-a dat sfaturi bune și m-a îndrumat în viață să-l fac de cinstie. Să ce nu, să nu poartă rușine după mine. Când vă vedea la televizor Vai. Și când vedea cât de... Prunci mnei. Multe voluri. Păi mai mare bucurie nu cred că oricare om când îți vezi copiii realizați, când vezi că să au o relație mama foarte bună. Mama a rămas acum și mama și după fiecare emisiune. A fost bine, acolo mai trebuia ceva, acolo nu ți-a stat zadea bine, baticul trebuia schimbat, mama aici. Dar relația criticul. Cu nepoata, cu Mihaela voastră, cum a fost? Deci aici ai atins un punct una sensibil specială, pentru că... Una specială. Pot să zic că Mihaela a fost așa o... După toată...
După tot evenimentul ăsta neplăcut cu pierderea lui tata, Mihaela a fost și cum a fost ceva divin pentru mama. Pentru că Mihaela era micuță, dar avea o înțelepciune. De câte ori o vede pe mama că plânge sau e supărată, se duce la ea și schimba subiectul. Bunii, vreau nu știu ce. Bunii, ne ducem undeva. Bunii, nu-mi face aia. Și o scotea din starea aia. Și cred că cu Mihaela și-o revenit. Pentru că noi, cumva, plecând, având evenimente în stânga, în dreapta, mai uiți așa detaliile. Da. Dar ea stând numai acasă și aștepta să sune soțul, să sune... Na, e foarte nici greu. Noi nu am stat departe. Am încercat ca chiar dacă am avut evenimente... Am ne-am terminat evenimentul fiecare... și cu secunda doi am fost acasă și am stat în cursul săptămânii să nu simtă libertatea. Da. Exact, da. Și acum suntem... Pentru că foarte greu, dar și acum suntem, și acum alături suntem de ea tot o familie. Acum mai stăm la Ogna când a început școala, a reînceput școala cu Mihaela, dar restul, vinerea cum se gata, cum suntem acasă la Văleni. Ai împlinit sufletul mamei pentru că Dumnezeu este în viață și alături de voi, așa cum a spus, să fie sănătoasă. Mulțumim. Dar am reținut și chiar vreau să mai deschidem și să continuăm subiectul, de fapt, pe baza temei cu numele de familie. Pentru că ai spus că ai luat numele Mariei, dar cum ai ajuns totuși la decizia asta? Nu știu, n-ai primit sfaturi și din partea părinților sau nu s-au opus vis-a-vis de decizia pe care tu ai luat-o? Nu, să spun eu ceva, fiind vărsător, mie nu-mi tare trebuie mult timp ca să iau decizii și nu accept să mă coordoneze nimeni. Mi-a plăcut dintotdeauna ca să fiu așa lider, să pun pe mine. Responsabil. Adică dacă am avut anumite chestii, fiind băiat, fiind fecior, tânăr, în discotecă, că mai mergeam, nu? Lăsam și folclorul și mai merg și la oraș ca să vezi ce se întâmplă și acolo. Dacă ai avut niște certuri sau dacă ai avut niște neînțelegeri cu alți băieți, cu alți rivali, că era vorba de fete frumoase la mijloc, și mai se întâmplă mici incidente, ca între băieți. Niciodată n-am spus, nu m-am plâns la familie să spun, băi, am avut de treabă cu ăla sau cu ăla. Sau, într-adevăr, mi-au zis să stau să mă gândesc bine, dacă vreau, și am spus, e decizia mea, n-au zis să n-o fac, au zis, tu știi, nu mă bag, tu știi, dacă te căsătorești, n-o să stau eu, n-o să trăiesc eu cu ea. Tu o iei pentru tine, pentru toată viața, așa să faci încât să fie bine. O gândire absolut normală pentru părinți. Să fie bine. Și mie nu mi-a trebuit mult să stau pe gând. Dar de unde crezi că provine bărbăția aceasta și independența ta? Ai dobândit-o de la tată? Sau așa ai fost educat? Eu am... tata, Dumnezeu să-l ierte, și pe mama, că niciunul nu sunt în viață. De acolo de sus ne privesc toți trei, și socru și toată lumea, care sunt plecați în lumea... Fără de dor. Fără de dor, cum se spune. Eu cred că am acumulat din experiența de viață de zi cu zi. Din jurul meu, tata a fost un om foarte blând, un om foarte bun. Nu că eu aș fi agresiv. Dar am, nu știu, eu mi-a plăcut totdeauna să învăț din experiența altuia. Ai simțit că nu mai ești copil în momentul în care ți-ai pierdut părinții? Cu siguranță. Când nu ai părinți... e o problemă și vorba spune, când ai părinți, ești copil. Atunci când nu mai ai părinți, îți dă un pic mai mult un semn de întrebare și te gândești că totuși nimic nu e mai frumos și mai plăcut ca și când ai cui să spui mamă sau cui să spui tată. Ce îți lipsește cel mai mult acum, Mihai, că nu-i mai ai pe dânsi în viață? Îmi lipsesc multe. Lipsesc vorba lor, prezența, faptul că, cum spunea Măriu, că nu ai pe cine să suni, e greu să treci, dar cu ajutor și cu încredere în Dumnezeu reușim să trecem. Măi, cât de sensibil sunteți amândoi, pentru că nu vă puteți abține de la lăcrima la acest subiect. Nu, gata, bine, gata. Da, mai cu seamă că și da, Mihai, nu, n-ai cum să când e vorba de părinți, n-ai orice inimă de piatră să ai, n-ai cum să treci ca să nu scapi o lacrimă. Eu mă forțez, am stăpâni emoția și lacrimile, dar e foarte greu pentru că te leagă totul. Părinții e viață, părinții e tot ce e mai sfânt, ce e mai bun. Care e momentul în care îți lipsesc povețele sau sfaturile părinților tăi? Care a fost momentul critic în viața ta în care simțeai că aveai nevoie de prezențele dumnealor? O simțești zilnic. De în momentul când nu sunt zilnic, dar pe mine personal ce mă afectează foarte mult și ce m-a afectat în primii ani, că acum, deși spune o vorbă că timpul astupă rana, dar
o vindecă, dar nu definitiv. Asta e normal, e corect ceea ce se spune. Din suflet niciodată n-o să poți să-i ștergi. La noi e important și cel mai greu e când vin sărbătorile mari. Crăciunul, Paștele, când... Obișnuia să vă întâlniți cu toții. Totdeauna, da. Când stai la masă, când de ziua de naștere mergi să duci un buchet, să duci un tort, e momentul când nu mai sunt, e greu ca să te gândești că nu-i ai. Mihai, să facem un exercițiu de imaginație acum și să-mi spui, te rog, la ce ai fi capabil să renunți în viață pentru a-i mai vedea odată? Cred că la jumătate din anii mei de viață sau poate chiar la toți. Și tu, Maria? Nu știu ce aș face. Chiar nu pot să mă gândesc ce aș face, dar... Zic că mi-e așa de dor de tata. Sunt așa de fericită când îl visez. Deci nu-ți poți imagina. Simți că există fizic în gătire. Exact. Deci am niște vise atât de reale, cumva, și atât de... Te trezești bucuros. Mă, merge bine toată ziua. Deci a doua zi am o zi superbă după ce îl visez. Și ce e foarte interesant că îl visez întotdeauna zâmbind și fericit. Și așa și-mi dă și mie o stare de bine și sunt convinsă și, nu știu, îl simt aproape și îl simt mereu. Deci, crede-mă, eu mă duc la mormânt și nu simt că e acolo. Nu vine să crezi că... Deci nu simt că e acolo, mă duc acolo și vorbesc așa și nu pot să cred. Nu e pot și să faptul. Iar crezi că te-a ajutat etapa asta grea din viața ta după pierderea tatălui, faptul că l-ai avut pe Mihai ca punct de sprijin, mama și fetița, pentru că e singură la părinți. Da, și deci cu toții se spune că trăiesc o suferință dublă. Când e singur la părinți, altfel treci peste... Nu, mie a fost tot. Deci a fost doctor, a fost psiholog, a fost prieten, a fost soț, a fost tată, a fost absolut tot. Tot. Nu cred că... Nu cred că nimeni, nu știu, deci am cel mai bun soț, deci nu cred că vreun bărbat în lumea asta are mai bune aptitudini cum le are el, deci știa tata maxim. De ce te lasă pe mâini bune și a vrut da. Să-l adopte între ghilimele pe el? Totdeauna știu să mă scoată din stări și știu să mă, nu să mă vindec, că nu pot să mă vindec, dar o știu să mă... Să mă facă să mă simt importantă și să înțeleg cumva că așa e viața și că tata de acolo... Bine, sunt conștientă că el e mândru de ceea ce suntem noi și cum suntem noi și de ceea ce facem noi, dar parcă el m-a făcut să înțeleg mai mult. Uite, așa ar fi plăcut, știi că taică tot a fost așa, știi că așa, știi că... Așa. Amintează de fiecare dată. E important ca să poți să treci peste obstacol, pentru că la un moment... care s-au petrecut, nu mai poți să faci nimic. Nu mai există cuvântul dacă. Toată lumea ne spune, dacă știam, dacă mă duceam acasă. Imaginează-ți că noi, dacă... în momentul când s-a întâmplat, noi eram la un spectacol în satul mare și eram pregătit să intrăm în scenă, îmbrăcați-o de așa. Cuvântul dacă nu există. Și atunci... când am auzit, am vorbit cu el la telefon. Deci până la amiază. Dar acum simți că ți-ai mai fi dorit să-i spui ceva atunci? Sau ai rămas cu un regret în suflet că... Poate nu-i mai da, adresat câteva cuvinte. Regrete sunt totdeauna pentru oricine. Că cât ai face. Poate ai fi putut face ceva, însă Dumnezeu știe cel mai bine când și cum. Și de ce. Și de ce. Și întrebările astea de ce... Nu există. Nu și-au rostul pentru că... Bineînțeles că la început ca oricare și ca oricine. Ne-am pus întrebarea de ce acum, de ce tu, de ce așa, când toate era... Știi vin cum era? Cu scop, da. Perfect în viața consumată... noastră. Deci era atât de mult bine că uneori chiar mă gândeam, Doamne, să nu se întâmple ceva. Pentru că în viața, pe toate punctele în era... Au mers toate lucrurile în primul bine. Rând, familia era sănătoasă și era fericită. Tot. Dar ați fost mâniați în perioada aceea sau pe Dumnezeu când vi l-a luat? Nu, nici o secundă. Nu, întotdeauna și nu pot cât să voi trăi judeci asta. Și voi avea înțelepciune, voi mulțumi la Dumnezeu pentru tot. Pentru că el, ți-am zis, știe când și cum și de ce. Pentru că putea să fie... Mai rău. Să nu-l pierdem. Și se zice că e lăsat de Dumnezeu să ne îngropăm părinții. Da. Și nu dar putea fi ceva, Doamne ferește, mai rău și mai greu și mai dureros. Și atunci, mai dureros ca pierderea, nu știu dacă este. Dar
suferință sau, sau da, putea să rămână imobilizat la pat cu cu probleme și el era un om puternic și pozitiv și vesel și nu cred că am fi putut să-l vedem altfel. Știi, deci sunt momente când mă gândesc la Oradea. Ca și acum, de exemplu, sunt momente în care râdem, momente în care plângem, da. Pentru că așa e viața. Așa te bucuri când faci o nuntă și venirea pe lumea unui copil și plângi când pierzi pe cineva drag. Aici am vrut să completez eu când a spus Măruca că merge la mormânt și nu-i vine să creadă că e acolo, pentru că contează foarte mult stilul care te-ai obișnuit. În familie, dacă tatăl sau mama ai plecat sau merg la muncă ani și ani și ani de zile, tu ești obișnuit cu ideea că îl vezi o dată la două luni sau la o lună, de exemplu, cum era socru, mergea în Germania, mergea în diferite părți în construcții, venea cu lunile sau poate la 5-6 luni acasă sau în jumătate de an sau un an. Dar și zic că telefoanele era... Și atunci parcă nu înțelegi ce se întâmplă. Adică acceptarea care e grea. Pe o parte, eu cred că e și o variantă de a trece cumva, pentru că e mai grav și mai greu ar fi să dispare un om din viața ta și tu nu te-ai despărțit de el 24 de ore. Acum aș vrea să ne imaginăm că e cu noi, că suntem la momentul în care voi ați făcut nunta și v-ați unit destinele și au fost oameni foarte mulți și ați avut o nuntă de vis. Chiar și am trebuie să trecem și la capitole fericite din viața voastră. Da. Cum a fost nunta voastră și ați respectat tradițiile din zona de unde proveniți? O strictețe. Da. Cea mai mare strictețe. Am făcut o nuntă țărănească. Eu am fost mireasă cu cunună, însă cu cămeșă de asta și cu sumnă, cum se poartă. Deci o mireasă a fost o nuntă tradițională. Inclusiv nașii, care nașii din București, nașii de la satul mare, i-am îmbrăcat și pe ei în costume populare și... A fost o nuntă extraordinară. Dar ți-ai fi dorit să porți o rochie de mireasă sau te-ai gândit să faci și nunta? Nu, pentru că foarte multă lume zicea, după miezul nopții, la început ar fi vrute. La început ar fi vrute, dar eu am spus în felul următor, am spus, noi de acum încolo avem tot timpul să îmbrăci un costum, ai tot timpul să te schimbi, să faci, dar nunta e ceva unicat, e o dată, un eveniment cel mai special. Și acum așa este, bănesc, da. Reflectați asupra... Dacă noi care începem să ducem și păstrăm tradiția de așa din vatra satului și de copii mici, că la noi încă mai există și am avut norocul de a crește într-o zonă, într-o lume reală. Lume în care încă se cinstește portul popular, tradiția, se cinstește tradiția, se păstrează unde... Eu am mai stat de discuție cu mulți oameni care sunt în domeniul muzical, foarte pe o funcție înaltă, dar eu am spus, domnule, mie nu ai cum să-mi spui dumneata mie ce citești din carte, pentru că eu am crescut acolo, în vatra satului. Eu știu ce înseamnă șezătoarea, știu ce înseamnă claca, știu ce înseamnă nunțile, știu ce înseamnă evenimentul, pentru că de copil mic vineau feciorii din sat, de la noi, și mă cere la mama, Dumnezeu să o ierte, mă cere și zice, mătușa, nu ți-l lasă pe Mihăiță cu noi, eu îți garantez, eu cu cuvântul meu ți-l dau, eu îl aduc, mama, vai să nu eram micuț. Să nu se răcească, că pun cu bietul mic și obosesc și s-a trudit obosit, s-a trudit tare repede și s-a mai, ia vezi grijă de el și apoi, într-adevăr, că așa era, iar am avut ocazia să trăiesc, cred că cea mai faină copilărie și nu că cu siguranță cea mai faină copilărie, m-am bucurat de o floare. Deci mă aduc aminte când eram copil mic, când se ducea zăpada și erau primele flori de primăvară, ghiocei, și brândușile. Organizam cu copiii, eu eram un fel de haiduc, de când mă știu, că mie îmi place libertatea. Ieșeam cu ei, furam de acasă cărnați din afumătoare, furam ouă, furam slănină și mâncam cu copiii. Făceai deci, cina festivă. Da, și în schimb, ca să scap de bătaie și că, no, mama, îți dai seama, vedea că dispare cârnațul și că dispar cârnații de părudă, că eu nu mă mâncam neapărat. Eu împărteam cu toți. De multe ori îi punteam în clei și uitam și acolo rămâneau 3 săptămâni și nu mai erau. Mihai, dar fă-ne o mărturisire. Dragostea ta pentru muzică a apărut atunci când ai primit în dar vioara? Da. Și ce vârstă aveai atunci? 6 ani, cred, nu, 5 ani, 5, că la 6 ani am început să cânt. În casa întâia, știu că la o sărbare de 8 martie am cântat eu cu... Păi vioară nu ți-au luat-o fratii tăi expreție, ei fiind mai mulți frați? Lasă-mă să spun eu, că sunt mai capabil. Adică știe mai bine, știu și eu. A trăit atunci. Mie mi-a plăcut ceea ce era dintotdeauna. Nu știu, m-am născut cu plăcerea asta, aș cataloga.
Da, da, te-ai născut pentru că aveai membri în familie da, cu din care parte, te întâlneai? Da, tata foarte bine cânta la fluier, la Trâmbiță, fiind cioban de meserie. Deci instrumentiști aveți în familie. Bunicul din partea lui mama și-a confecționat instrumente din lemn acasă, neavând un atelier, deci doar așa din cuțit și că au cântat la nunți cu ele, da? Deci așa că am moștenit din moș strămoș, din generația noastră am moștenit dar plăcerea asta de a cânta. Eu meream la nunți, eram copil, meream la nunți și atâta stăteam lângă muzică, că era casă, nunta în casă, nu acum locații de sute, era 30, 40, 50 de persoane pe timpuri, îmi aduc aminte, și muzica era acolo undeva într-un colț, cetere, zongură și dobă, și stăteam până adurneam, stăteam cu mâna așa și până îmi scăpam și mă trezeam și iarăși și nu mâncam și țin minte că mergeam acasă flămând duminica dimineața. Și mama întotdeauna făcea sarmale cu rechi împlut. Înseamnă că stomacul tău are funcție cu gama, odată ce nu acum numai, acum trebuie să mănâncă să și vede că îl întrețin bine. Și dimineața când ajungem de la nuntă, vai, dăm să mănânc ceva că îți rup de foame numai. Păi, doamne, de la nuntă vii și n-ai mâncat, n-am mâncat. Dar păi ce ai făcut? Toată noaptea asta lângă muzică. Apoi merem acasă și mă trezeam și tot mă gândeam la învârtite, la melodii, la hor, la cum așa și tot mă gândeam și îmi dădeam eu cu piciorul acolo, mă trezeam și mă trezeam câteodată mama zice, trezeați, trezeați, ce cu tine, că nu știe că ce am, eu țineam ritmul, știi, la picior. Tic nervos da. Pentru ce te rog. Iar cea mai mare surpriză a fost când fratele meu Vasile, vreau să-l salut pe această cale, vreau să-mi salut frații, familia, pe toți prietenii noștri, avem foarte mulți prieteni, sunt norocos. Câți că, frați sunt? 10. 10 da, frați. 7 fecior, 3 fete. Îi pup, îi salut pe toți. Vai, le doresc familie sănătate frumoasă multe. Și numeroasă. Să fie sănătoși cu toți. Când, țin minte când au adus, mulțumesc mult, când au adus cetera, au fost o peripeție și cu fratele meu, pentru că el a venit din, nu știu, din București, pe tren, și cineva a avut o vioară de vânzare. Și el s-a gândit, băi, zice, hai cu eu acasă, că îi duce-o că careva dintre noi, dintre frați, s-a gândit, el zice, poate... Nu știu cât o cerul pe de aia, o vioară nouă, în cutie, frumos. Știți cum mai sunt oamenii, mai sunt oferte din astea pe secundă. Dacă știi să profizi ele, e foarte bine. Și în momentul când am văzut cetera, am... mi s-au deschis ochii cumva, am primit o lumină, am primit ceva divin. Mi s-a părut că e... Nu știu, ceva ce n-am văzut niciodată. Și eu mai am doi frați, Ștefan și cu Ghiță, care ei cântă, unul cântă pe partea, stângă, cu stânga și celălalt pe dreapta. Ei, fiind mai mari ca mine, dominau ei instrumentul. Eu nu puteam să prind numai când erau duși la muncă. Deci erați la program da, încă de mici. Deci eu furam, efectiv o furam. Deci tu ai fost că, o hoze mic. Nu stai un pic. Eu furam și fără, eu îmi plăte, nu știu, m-am născut, probabil n-aș vrea ca să mă etalez prin asta, m-am născut cu o pretenție muzicală. Deci eu nu puteam să cânt, ei putea să cânt, eu nu puteam să cânt pe cetere, pe vioară, dacă dezacordată. Ori făcând chestia asta, mai rumpeam câte o cordă. Și știa cum la aia. Diapazon, nu știam cum și ce, eu o acordam după ureche și o acordam un pic mai sus, instrumentist și știu, și împușca. Dar și ce mă surprinde, Mihai, plăcut în același timp și aș vrea să-mi spui, totuși provii dintr-o familie modestă, normală, 10 frați, nu mi-ai menționat dacă ai avut lipsuri, dacă, vezi tu, comparativ cu generațiile de astăzi în care obiecțiile sunt... Da, să spun, lipsuri am avut în timpurile alea. Să zic, o bicicletă, care nu avem tot timpul, sau un televizor, ținând cont că la noi numai din 98 am avut curent electric, adică nu numai eu, la Bârsana vorbind. Da. Nu știu, anumite jucării, dar jucării am cam primit, că toți frații mei, unde cum am mărs, eu eram mezinul, eu sunt cel mai mic și eu mă bucur de multe ori, mă uit și acum pe net și mă uit jucările copilării anii 80-90. Și mă uit și iară la mărcă, că uite, asta am avut, o pisică aia am avut, o soldățelul am avut, pistolul ăla am avut și așa. Deci tu ai crescut fără bicicletă, fără televizor, Mihaela are smartphone. Are de toate. Tot ce și ce îi lipsește? Ce vă spune? Adică voi v-ați adaptat timpurilor, făcând așa comparație, nu știu, cu vremurile pe care le-ați trăit voi? Mai nu știu ce îi lipsește acum. Copiii din ziua de astăzi sunt răsfățați foarte tare. Asta țin să recunosc. Și cred că ține de noi părinții. Ea, da, 100%. Dar merită, știi? Merită, adică ne-am încercat totdeauna și... să explicăm... Are merite bune și la învățătură. Să explicăm că nu tot ceea ce vezi trebuie să și ai. Sau obligatoriu azi. Trebuie. Și nu înseamnă că toate o da, face sunt fericită bune. Sau da. Că da. O realizează. Eu m-am mulțumit totdeauna cu mai puțin.
mi-a plăcut să nu fiu egoist, am învățat asta, să nu fiu numai pentru mine, deci meream la școală, duceam în trăisucă mere, cât e 7, 8, 10 mere la școală, le împărțam cu liniarul, le team în două și împărțeam cu colegii și de multe ori nu aveam o bucățică, un jumătate de măr, nu vreau mie. Și eram foarte sătul și foarte, foarte împăcat. Nu știu dacă ți-aș da dreptate că te-ai mulțumit cu puțin, că uite ce femeie ai lângă tine. Vine aici, ai vorba de copilărie. Asta este spus după ce am crescut mai mare, eu cresc cu pretențiile. Păi da, normal că a văzut de ce e capabil, ce a putut să aleagă și că Dumnezeu i-a îndeplinit visele. Spunându-mi asta, nu ți-a fost frică niciodată sau teamă, că Maria e o femeie frumoasă și ai putea să o pierzi? Trebuie să fie un om trebuie să fie un om mult mai șmecher decât mine. A, și cum e imposibil puțin. Așa ceva. Nu zic. Ai fost mijlocaș sau care? Eu am un singur lucru. Eu am zis că pușca, cetera și femeia nu se dau. Deci nu le împrumut. Dacă ești cu putere bună, le iei singur, fără că... Și atunci cedez eu, că înseamnă că n-am avut grijă. Acum că râvnesc alții e una și că au ea suntem alta. Oameni. Și zice că visele și privitul sunt gratis. Suntem oameni, doar toți ne uităm. Și eu mă uit la o femeie frumoasă. Mă rog, să uită și la un bărbat. Dar mă uit și eu la femei faine. Bine, ce să scoate, ai văzut ce să scoate. Asta înseamnă, știi, se spune în spatele oricărei femei frumoase se află un bărbat șmecher, cum ai zis tu. Puternic. Asta dovedește că Maria e foarte fericită cu viața pe care o trăiește și nu-i da, chiar sunt. Chiar sunt. Și mulțumesc la Dumnezeu întotdeauna pentru tot și pentru toate. Chiar îi mulțumesc. Și întotdeauna am simțit că sunt o persoană norocoasă. Tot ce mi-am dorit până la urmă Dumnezeu mi-a dat. Mi-a și luat poate alte părți anumite așa, dar... Ca să te învețe să apreciezi. Exact. Nu că am apreciat. N-am fost, vai, eu le-am făcut, eu merit, neapărat trebuie să am că așa. Nu, m-am rugat, am muncit și... Te-ai bucurat de rezultate. M-am bucurat de rezultate și de împlinirile evoluția. Pe care mi s-au întâmplat în viață. Și pentru că tot ai amintit de asta, spune-mi, cum îți explici conexiunile care se fac în univers ca să primim exact ceea ce căutăm? Eu sunt pozitivă, foarte pozitivă și cred și că ce ți-a scris aia ți se întâmplă și cred că, nu știu cum, ce gândești? Atragi. El nu e chiar așa. Eu sunt săgetător cu ascendent în Capricorn și nu știu ce se întâmplă, cum se întâmplă. Eu sunt pozitivă. Mi-e zice că de multe ori sunt visătoare, sunt lumea mea. Da, absolut. Nu. Da, absolut. Absolut. E perfect. El e mai așa. El zice că e realist. Eu zic că e negativist. Nu. Eu spun lucrurilor pe nume și tu știi, Lavinia, că totdeauna în societatea în care trăim, mai ales anii de acum, dacă ești cinstit, corect. Dacă ești corect, dacă ești bun, de multe ori ai de suferit. Sau, mă rog, vezi că nu-i place. Nu mai există sau rămâi acolo, că asta e adevărat. Nu-i mai place omului da. Eu îi spun mai bine taci, nu-i place, lasă lumea cum e, nu face din bună rău. Eu spun la mine, alb sau negru. Nu pot să mă îmbăt, vorba spune din popor, nu te îmbăta cu apă de ploaie. Știi? Deci dacă mă îmbăt după Horincă, că e de 52-54 de grade, dacă nu cu apă, nu pot. Dar da, ați avut dezamăgiri din partea oamenilor? Sau există prietenie avut, în domeniul? Da, mai sunt, dar nu ceva grav. Am avut o tragedie din asta. Nu, și ceva grav. Am zis, așa trebuie să fie. Așa trebuie să se întâmple. Sau de fiecare dată când, mă rog, am pierdut ceva, am zis, tot rău e spre bine. Puteai să îți îndeplinești, mă rog, o dorință. Dar după altceva. Care să pierzi ceva mai drag sau mai bun sau mai plăcut sau nu. Dar există prietenie sinceră în domeniul acesta artistic? Mă, acum hai să spun o chestie. Din punctul nostru de vedere, noi cu prietenii noi oferim dragostea. Oferim, da, noi suntem sinceri. Adică, știi, eu nu, dacă te văd pe tine că ți-ai pus acolo ăsta alb, eu văd că puteai să pui unul gri. Dar eu zic, mai ce bine îți stă cu ăsta crem albă. Nu ești lingușitor ca Nu pot așa. Sau vezi că colegii mei mă știu, dacă și noi fetele, vezi că trebuie să te dai cu ruj, vezi că nu știu ce. Nu pot să, deci dacă observ, nu pot să zic, bine că sunt eu bine, știi, eu să fiu bine, tu nu mai contează. Păi îți spun că doar... Punctul nostru de vedere adică și de a ajuta să dădea un sfat la cineva, totdeauna noi nu evităm să-l facem. Da, și n-avem, cum să spun eu, n-avem niște prieteni atât de, nu știu cum să spun, dimineața, ți-ai băut cafeaua, te-ai trezit, dar la amiază ce mănânci, ce pui în farfurie, cu ce te îmbraci, cu ce te... Nu avem noi prieteni din astea atât de
Știi? Sunteți genul de oameni pe umărul cărora poți să... Dar și când ajungi cu toată inima și cu sufletul... Pentru că noi am învățat multe chestii din alte experiențe, cum am zis, din cei mai buni prieteni care erau zilnic, știm cu toții, aceia ajung să-și dea în cap unul la celălalt. Și am spus, nu merită să distrug o prietenie pentru un om sincer, mai bine o prietenie mai la distanță. Mai așa, mai... Adică ne vedem de 3 ori, 5 ori, 10 ori pe an, nu zilnic, nu săptămânal, nu poți să te... să respiri de mine sau de tine. Nu, dar să fi fost responsabilă și invidia pentru că vă vedeau mereu fericiți împreună? Cu siguranță poate că da, pentru fost, că nu deranjează multă asta. Lume. Deranjează multă lume. Mai sunt oameni care nu le place dacă ai schimbat mașina, un exemplu, sau dacă vede că ți-ai luat o haină sau ai apa la televizor sau iar din nou asta. Sunt oameni care nu le place și de obicei sunt ăștia care nu fac nimic în viață, că un om care ar avea care muncește și nu mai are timp prin să... cât e treci și cât e că își merită ceea ce da, are. Da, cât da, e greu da. E ca să... Eu niciodată n-am invidiat pe cel care a făcut, nici pe cel care n-a făcut. Dar pe cei care s-au realizat într-un fel sau altul, indiferent de jobul lor sau de munca lor, totdeauna i-am apreciat. Pentru că nu-i ușor să muncești, indiferent de meserie. Absolut. E greu. Sunt sacrificii peste tot. Sunt foarte multe sacrificii. Nu ești lângă familie, ești plecat, ești stresat. Ai, nu dacă știu. Mai există și copii să petrești timp și cu bineînțeles. Ei, să faci și iar cei care nu fac... N-am încercat să-i condamn, sunt puturoși, sunt leneși, nu vor, nu știu cum. Fiecare. Nu i-am condamnat, dar dacă am avut ocazia și am stat la o discuție, am încercat să-i încurajăm sau să îi motivăm ca să încerce ceva. Sau să... De ce nu faci și dar tu? Dar toată lumea are... Pentru că apreciez sinceritatea aceasta voastră, aș vrea să ne dați rețeta pentru a menține flacăra vie în relație, rețeta fericirii. Nu știu dacă e o rețetă, așa suntem noi. Nu mă văd fiind altfel. Deci adică fiind noi n-am altfel. Citit, n-am documentat, nu ne-o ținut nimeni ședințe terapii de cuplu. Nu am fost niciodată în viața noastră cu nimeni. Ce fac? Fac sincer, asta gândesc, asta fac mai mult. Bineînțeles că la începutul relației noastre așa, de câte ori ne mai certam așa și ne mai supăram unul pe altul, era când țineam, el era primul care ținea un pic... dușmănie? Nu dușmănie, e mult distanță. Spus. Distanță? Așa, o... Era mai rezervat în comportament? Și, păi dacă nu eram de vină, la vine mai mult și de vină și să mă duc eu să-ți pun mâna. Mai supărat. Și văzându-l că i-am furat rețeta. Ia să mă supăr și eu forțat și nu puteam. Și păi îmi supără-te mă întorceam în altă parte și râdeam că eu nu puteam. Eu nu pot să-ți în supărare, eu nu pot să-ți în dușmă. Și mă întorceam în altă parte. Și acum altul zice, dar de ce nu vorbești cu mine? Știi, am treabă, ce-i cu Vioara asta pe aici? Da. Și acum nu mai țin supărare niciunul pe altul, că n-are sens. Adică ce rost are? Dar Mihai îi faci des cadouri Mariei sau... Nu, ai ce-ți răspund eu. Îți răspund fără, eu și răspund cum. Voia să zic, fără un eveniment special, adică simt să-i faci... Deci evenimentele în sine nu-i scapă unul. Deci pot să fie și Dragobete, și Valentine's, și o parte, niciodată și nu martie. Trece. Sfânta Marie să... Mică, Sfânta Marie Mare, zi de naștere. Iepurașul, Iepurașul, Drăgălașul, Moș Crăciun, Moș Nicolae, deci Iepurașul, Drăgălașul. Deci tot ceea ce Mihaela vrea ca și copil să-și aducă aminte de copilărie și să își îndeplinească dorințele, sunt obligat în secunda 2 să-i fac și ei, pentru că la noi păi nu și există... atunci, de ce spuneți voi că nu există rețeta fericirii? Există și asta, pentru că sunt bărbați care trec în zilele acestea pe lângă femei fără să le observe. De multe ori, mie îmi place, de exemplu, trecând într-o grădină frumoasă cu flori naturale, să fac un buchet din miile alea de flori câte sunt acolo și să vin acasă fără să știe, fără nimică. Chiar dacă și suntem știi la, când mă emoționează. Suntem la fân, da? Vara la fân. Ea merge acasă, eu mai rămân o jumătate de oră și vin cu un buchetel de flori din alea frumoasă. Și le pun într-o vază sau îmi duc personal și le dau. Și odată văd că începe să transpire. Da, foarte sensibilă, nu. Asta e doar, deci asta e în cursul săptămânii când muncim. De câte ori ne ducem undeva. Deci noi și din ieșirea asta, de exemplu, am venit la București, eu mă duc acasă cu subiect. Cum suveni? Deci, obligator trebuie să-i de la molul ei? Logic, dar de unde să le iau? Nu mai vorbesc de ieșirile din țară. Nu mi-e ușor. Deja nu mi-e ușor, dar să știi că nu mă nici plâng. Dar tu știi că și eu, mie nu-mi place numai să primesc cadouri. Mie îmi place să le și fac.
Și reacția aia să o văd pe fețele, de exemplu, Mihaela de câte ori ia câte un 10 și acum m-am cam obișnuit că ea vine acasă, mami, am luat 10, știi? Și la început, wow, eram super, aveam niște reacții de astea, wow! Și acum, băi, bravo, mama, dar ce cu reacția asta? Nu te bucuri? Auzi, comportă-te cu soția ta cum ai vrea să se comporte soțul cu fiica ta. Și așa eu sunt convinsă că și Mihaela o să vă calce pe urmă. Eu am mai zis și am mai discutat pe tema asta. Bine, mai zice el câteodată, tu femeie bună, eu... mi se îmburdă dulapurile de aici. Nu, eu nu i-aș dori la Mihaela un soț mai bun. Nu că vreau să fie în evidență, nu mai bun, mai atent. Sau grijuliu de cum da, sunt de eu. Multe ori chiar prea... Deci să știu că pleacă cu mașina în Constanța, atunci să știu că e siguranță, că sunt deciziile cele mai bune și responsabilitatea cea mai perfectă. Care o să fie soacra în familia voastră? Care dintre voi se vede mai posesiv vis-a-vis de ea? Nu știu, așa mă gândesc eu că tu o să viitorul? Fii... Dar așa mă gândesc eu, mă gândesc că o să fiu așa. Am vorbit mai înainte, am vorbit cu câteva minute în urmă că părinții pot fi cei mai fericiți atunci când vezi copiii. Clar. Atunci când îți vezi copilul fericit, nu cred că mai există nicio soacră. Nici un soc, nici un soacru. Și pleacă tot de la noi, da. Cum administrăm... Pentru că dacă noi am avut o relație bună cu familia, da. Și dacă noi am fost ascultători, că poți să-ți ofere orice dacă nu ești încăpățânat, da, și nu respecti, și nu respecti, nu ții nimic, sau invers, poți să fii tu bun și socrii să fie extrem de dur și de pisălogi, că nu reziști, spui tati, ori mai, am avut o relație plecăm, ori cu... stăm. Că noi am stat la părinții mei, na, mă rog, așa, și până ne-am mutat noi la casa noastră, deci am avut, și avem și în continuare, deci nu știu cum să spun, noi suntem tot copii în casă. Deci dacă noi stăm, orele noastre de culcare, de exemplu, sunt 1, 2, noaptea, 3. Mama niciodată nu vine să ne trezească dacă noi nu ne trezim și coborâm jos la masă sau la cafea. Deci ea nu e, numai dacă ori trebuie să tragem mașina noastră ca să poată ia și ea cu mașina ei, că ea nu conduce automată. Numai dacă vine cineva și are nevoie de ajutorul lui Mihaiță și zice, Mihaiță, te rog, vine vecinul să-i ajut la nu știu ce. Și... Altfel nu își exact, permite mama. Să vă deranjeze. Puteți să dormim până la ora 2 după masă, că n-are nicio treabă. Unde în vă schimb, ne așteaptă cu mâncarea pregătită. Mai spune câteodată, dar Mărin nu s-a trezit. Deci soacra cu ginerele. Da, eu mă trezesc, mă duc jos câteodată, zic tu Măriu, că hai să ne trezim și noi, că zic, zici, parcă suntem la recuperări, zic, aici stăm ca la recuperări, hai să mergem și noi jos, că mai e de lucru, mai e de tăiat un lemn, de mărs în coam încolo. Dar unde vă vedeți peste 10 ani? Vă vedeți socrii? A, nu. Sau bunici? Exagerez. Mihai și-a schimbat zâmbetul, Mihai, când mi-a pus întrebarea. Nu, pentru că... Ți-ai luat permis de vânător, Mihai, dacă... Oh, de câțiva ani? Buni. 10 de ani. Te-ai pregătit? Nu, m-am pregătit-o pentru sufletul meu, că aia e pasiunea mea, a doua pasiune după cântat, e vânătoarea. Aș vrea să le transmit tuturor colegilor mei, ei să știu, nu o să vin cu nume personale, pentru că sunt mulți și n-am cum, să-i salut, să ne vedem sănătoși și la cât mai multe partide de vânătoare și cătare plină tuturor. Unde ne vedem noi peste 10 ani? Apoi tot așa tânări și faini, nu? Sănătoși, frumoși. Și eu cu Mihaela am îndouă la shopping, așa, cu gentuța pe mână. Și tati ne așteaptă la cafenea cu comanda pregătită. Nu știu cum ne vedem peste 10 ani, însă... E greu să ai fete, Mihai, și două. Acum că Mihaela a crescut mai mare, știi, suntem așa, noi pe aceeași idei, pe același stil de cumpărături, de... Hai să fac o glumă. Zi. Atât timp cât dețin controlul și frâiele sunt la mine, nu e greu. Problema că ți le pun. Ascultă-mă. Problema ar fi când ai scăpat frâiile și nu mai putea controla dreapta stânga, no. Atunci o să fie problemă. Asta prin ce înseamnă, lasă-mă să termin. Totdeauna, le ia valul, bănuiesc că toate femeile sunt la fel. În cumpărături, unde a cumpărat mult. Eu stau și le explic, măi, fată, și câteodată stau și le bă, ce-am trebuit, da. De toate el îmi spune, nu-ți cumpăra, că ai destule. Și el, pe de altă parte, se duce în magazinul respectiv și întreabă, doamna, ce-a probat, ce-a luat? Și mama trebuie să-ți fie acasă. Asta când te văd că stai ca și copilul când își-a pierdut suzeta, știi, în fața produsului. Ca și copilul când și-a pierdut suzeta. Da, exact, să panica, nu știi. Dar totdeauna îi spun, da. Amândoi grăim mult. Mai am venit toată la mare în Constanța. Era Mihaela, cred că avea vreo un an, doi. Mică era. Și intru acolo într-un magazin și dau de o pereche de pantofi turcoaz.
Mortal. Îți aduce aminte? Mă, și mi-ai să zice, mă, dar ce să faci tu, că-s prea înalt, mă, au și platformă în față, tu oricum ești înaltă, n-ai nevoie. Ia-ți ceva. Mă, mie numai la aia mi stătea capul și numai aia îmi plăcea turcoaz și turcoaz și eu deja mă și vedeam cum îi asortez. Da. Și el zice, mă, nu ți-l lua, că nu, nu o să ai cu ce să-i porți și nu o să ai unde să-i porți. Dacă tu ai alt gen. Majoritatea adevărat că am alt stil și alt așa, da? Din viața noastră ne... Zic, mă, nu mi-i trebuie. Noi, atunci, că fiind Mihaela mică, am luat-o pe nepoată de-a lui să ne ajute cu ea. Și ce-au făcut ei? Când? Cum? Nu mi-am dat seama nicio secundă până am ajuns acasă și mi-a dat pantofii. Dar m-a ținut până acasă și eu tot drumul. Nu, ce, mamă, ce bine dacă mi-l luam. Ce rău îmi pare. Dar eu când era să meargă la mașină, zic, nu lasă cățcheile la mine, eu mă duc să nu încarc în portbagaj. Da, mă, să nu caut în portbagaj să dau de pantofi. Și eu tot pe drum, mamă, ce fain e fă pantofii. Dar la un moment dat zic, mă, să știi că chiar-s prostă. Trebuia să-i cumpăr, mă, dacă nu m-am folosit. Și gata. Tă gândul la ei. Și când ajung acasă, nu știu ce, mă învârt eu. Da, dar vezi, îi place să te surprindă cu lucrurile astea, să te lase, deci, să aștepți, să stai în tensiune acolo. Da, îi place așa să mă rodă. Și nu-i bine? Și că și nu-i bine. Și nu-i bine așa? Da. Nu că dacă știi, dacă ar zice, hai, ia-ți, nu știu, cred că... Nu, să spune că, cum dintr-o să spune că dintr-o casă nu poți să bea ei doi. E? Știi, deci mergi la un prieten acasă și te întreabă, nu, cine be? Pui care și la conduce, doamnă, care nu și spui, nu, punem mie sau pune e, că doi dintr-o casă nu putem be. Că dacă beau doi dintr-o casă, să alege praful. Doi dintr-o casă nu putem cheltui. Da, nu cheltuim. Eu sunt ăla care fac economia. Ea e mai mână liberă. Și doamnelor ce zice? Și domnilor, vă ce spun zice? Eu, articolele de vânătoare nu. Sunt gențele mele, pistol cu apă. Nu, zice, îmi și cum la vine și cum zice, lasă că banii vin. Normal, mă rog, că dar noi cheltuim atâta, nu spun cât și măi, cum, ce deci... și în cât timp. Pe mine, măi, mă rog, dar cât azi am cheltuit? Mâini cheltuim. Dacă stăm 5 zile în Oradea, de mă duc, de mer în Sighet, obligator nu vine acasă cu mine acolo. De mer în Baia Mare, pe-am fost în Baia Mare, trebuie să-mi iau ceva. Dacă mă duc în satul mare, trebuie să iau și în satul mare. Mergem în Oradea și de acolo și dacă stăm 5 zile în Oradea. A, nu, în Sighet și în Baia Mare, de exemplu, nu sunt magazine care sunt acolo în Oradea. Acolo e de voi. La Oradea mergi, nu, la Cluj, iar, nu sunt ce, așa. A, păi nu, când ieșim din țară, e prăpăt. Recuperează tot ce pierde România. Știi ce m-am gândit să fac la vânătoare când mă duc, să mă duc singur, fără de ea? Pentru că o las pe mâna unor doamne. Că la vânătoare în zonă, nu. Dar el când merge la vânătoare, de exemplu, e invitat în Oradea sau nu știu unde în țară. Eu mă duc cu băieții la vânătoare, e trei zile. Când la shopping. Nu m-am apare pe telefon din cardul dumneavoastră sau extras. Sau extras, sau extras. Cât? Zic, băi, nu-i bine. S-obosit, nu văd bine ceața ce-i, mă uit mai odată. Mă rog, și totuși nu faci gură pentru zile, asta. 3 zile, 4 zile. Mai fac, exagerează. Bine, dar sunt sumele colosale. Dacă înveți că mai e cât un sos din ăla care se agită pentru nu, câteva sute de lei. Exagerează și ea uneori. Nu, muncim împreună, facem bani împreună. Și toacă singură. Nu, banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii noștri. Nu, ce am eu aici, ai și tu. Și ce a tău și am eu. Traducerea populară. Important e... Bine, altă concluzie care am tras-o cu ani de zile în urmă, că nimic nu e mai important decât persoana lângă tine să fie fericită. Ei, nu contează că sunt bani, că și nu sunt bani, că sunt eforturi fizice, că sunt eforturi fizice. Chiar sunteți un exemplu pentru multe cupluri la modul cum gândiți fericit. Și felul în care abordați situația și faptul că nu disperați pentru asta. Când ajungi sclavul banului, nu te mai face nimic nu, fericit. Mă, dar luăm decizii casă, împreună. De multe ori am zis, nu merită să ne omorâm, nu luăm 5 evenimente pe zi, pentru că se poate întâmpla, Doamne ferește, un caz, o secundă. Ia, eu că și-ar mai lua o geantă în plus. Ia, mamă, iar deci, nu așa cum pătată. Crede-mă, eu atât aș munci până aș leșina. Deci așa sunt eu, dar am norocul. Că e cumpătat, Mihai. Da, nu, eu am norocul că el conduce. El instalează cei ce instală pe acolo microfoanele alea. Eu car. Și eu atâta aș hori până n-aș putea grăi. Păi dacă tot ai vorbit de horit, ia te rog ce te era, domnul Mihai, te rog eu frumos. Așa, ca și cum sunteți la mine acasă la o cafea, dar sunteți în platoul emisiunii Folclorul sub lupă și cântă-ne, Maria, tu acum că ai cântat până n-ai mai putea grăi. Lasă că nu ne alege nimeni aici, e la rece, așa. Un refren din melodia cu Mihai. Aia cu o prietenie când eu-mi vede? Hai, cu returnelă, te rog, maestre. Hai, lume! Hai! Prietenie când eu-mi vede, trei zile la creșmombe, trei zile la creșmombe, mă.
Hai și ne-om hori horile, să ne audă mândrele, să ne audă mândrele, măi! Una, două, trebuie să fie tăt cu gândul la Marie! Păi prea stătea cetera asta pe post de bibelou și trebuia să o încălzești puțin, da, mai ales da. Că ți-ai adus aminte din copilărie că rupeai câte un... Da, rupeam câte o cordă și pe timpurile alea greu se găseau corzi, deci trebuia să merg la Baia Mare. Acum are colecție de cecheri. Îmi imaginez odată cu shopping-ul Mariei, aprovizionezi și tu stocurile. Nu, eu sunt alt om. Totdeauna mie îmi place, eu sunt persoana care îmi place să fac o investiție care dă profit. Deci eu nu sunt, doar îmi iau ceva care să nu mă folosesc sau care să nu-mi dea venit, doar numai să-l port în umăr. Pe asta se numește pe scurt investiție cu cap, nu? Da, 100% mulțumesc, da. Română. Și la mine și cu gât și cu... În vânt. Care e ultima investiție, Maria, pe care ai făcut-o? Ultima investiție în, chiar. Referitor la vestimentație? La investiția de care vorbeai cu gât. Mă, deci... Să așa de mult, că nu mai că zicea el acum, zice, bă, dar ce vă, ăștia cu curierul în fiecare săptămână au abonament la noi? Deci, Lavinia, te rog să mă crezi dacă își... Nu mă, dar să așa faini tipuri... reduceri pe unele site-uri, că nu mă pot ține. O investit în, spun eu, ghete, Adidas, pantofi, blănuri, cojoace de blană, ce știu eu, Pandora... Nu. Dar le porți doar o dată, Maria, sau le porți de mai multe? Nu. Fiind multe, n-are timp, spune o singură dată. Hai să spun eu cât îți e grijulie cu hainele, că la mine sunt multe, dar vreau să spun că am o pereche de bluși din clasa 10-a. Ai, da, aceea de bibelou ține, așa cum ține o fioară. Și îmi vin. Deci așa eram și în clasa 10-a. Ține bine minte ce spun. Deci vezi, deci, ești păstrătoare. Da, 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 am zis așa în toamnă. Nu ai de amintiri, ține, spune. Îți băgat într-o capsulă și n-am voie să... Acum am ieșit vreo 2-3 kg, dar trebuie să am grijă până la primăvară. Să... Nu mai mult, că nu îmi stă bine nici tare slabă, știi? Că după aia mie soasele pe aici zici că e groază, nu? Nu, nu îmi stă bine, știi? Îmi stă bine așa, femeie cu... forme și așa îi place și la bărbatul meu și apoi ești mulțumită, așa e bine. Peste 10 ani am înțeles unde vezi fi, dar peste 50 de ani o să fiți la fel de toni și fericiți? Măi, eu îmi doresc. Cel puțin la 50 de ani de căsnicie vreau să fim așa, într-un fel. Nu, ascultă, la vinea eu aș veni cu altă, cu alte... El e mai realist. Discuție care vreau să vă spun. Aș zice așa, cât pot să fac bine... Cât pot să mă coordonez pe mine și pe cei din jurul meu. Bine. 100% numai bine, că rău nu. Atunci, când ești capabil, nu aș vrea la 90. Că deja tu deja mai ai sus peste 40, 50 de ani de acum, aș fi undeva la 90. Mulți ani înainte am. Nu mi-aș dori. Mi-aș dori să atât să trăiesc cât pot să fiu util pentru ceva. Deci cât pot să... Să nu faci umbră pământului. Da, să nu umbresc. E foarte greu. Pentru că... Multă lume știe și e greu, într-adevăr e foarte greu pentru că un pui de pisică, dacă nu-l mai ai, îți aduce aminte și te simți trist că nu e. Dar de la o vârstă nu te ajută nimic. Nu te ajută fața, nu te ajută mâna, nu te ajută gâtul, nu te ajută nimic. Ești doar o povară. Doamne ferește, acum nu știm ce va fi, dar oricum eu mi-aș dori să predau arma sus să fiu. Eu deci când mă duc să fiu... Eu îmi doresc la 50 de ani de căsnicie, mihiță, anul ăsta facem 18. Deci stai așa. Ai majoratul? Ce îmi cumperi? Calculează bine că eu la 50 de ani de căsnicie vreau să-ți fac o piesă mișto rău de tăi. Care să fie intitulată? Nu știu, 50 de ani de... Tinerețea mi s-a dus cu anii, primăvara dulce a veții mele. Mihai, și dacă totuși te vei poziționa peste acești 50 de ani imaginari și vei privi înapoi... Vinim aici la tine la emisiunea. Marie. Doamne ajută, păi și eu petrec. Pentru ce aș mulțumi la Măriucă? Măriucă, i-aș mulțumi. Că poate atunci o să aibă înțelepciune mai mare să nu mai facă atâta investiții în cumpărăturile ei. Mă, și mama mă ceartă câteodată. Mărea noastră ți-a bugat. Mărea noastră ți-a ajuns, exagerat. Și ce aș mulțumi? Aș mulțumi la Dumnezeu prima dată pentru toți anii frumoși, pentru toate petrecute în viață și pentru faptul că suntem, am fost și vom fi o familie unită și cu respect, în primul rând. Și tu, Maria? Mă, eu i-aș mulțumi pentru tot. I-aș mulțumi, în primul rând, că mi-a dăruit cel mai frumos și minunat copil. Adică și-i seamăn așa, și-i zvărsători amândoi, și să înțelege minune, și i-aș mulțumi pentru toată protecția și pentru toată dragostea și pentru
toată sinceritatea, că e sincer, știi? Eu aș mulțumi pentru tot. Într-un cuvânt, totul. Totul. Mă, nu mă văd fără el nici, nu știu, hai să spun o chestie. Cât în emisiunea asta? Nu, tu zici că te opresc. Dar nu putem dubla. Păi să facem spun. Episodul la 2, ăsta e primul. Deci muncim, toată lumea mă întreabă, dar nu vă plictisesc, la cântat împreună, în mașină împreună, dar peste tot împreună, nu știu. Și mă duc în zi, du-te să-i cumperi la Mihai, la Adidas, dau un exemplu. Și eu, hai cu noi. Păi zice, dar ce stai de acolo? Păi hai cu noi, încă că trebuie să vii dată, cu noi. Faptul. E. Suntem așa, nu știu, dependenți unul de altul. Dependenți, dar ai văzut, pe totdeauna e tot ce am spus, eu a ajuns la toate vorbele mele. Și tu la mele, nu? Sau mai, ce vrei să mai puțin, că pentru că nu sunt căpos. De exemplu, iar dacă nu dau nume de branduri, asta mică Mihaela o moșenește, ce să naște din pisică. Nu, că am învățat-o eu. Ce să naște din pisică și mănâncă. Lasă-mă te rog. Nu mă întrerupe. Pe femeia am acasă să tacă, aici să tacă, pe la ce mai trăiesc, nu? Deci, nu Mihaela, n-am ajuns la concluzia la Vinea că dacă nu încerc să vorbesc mai tare, nu mai tace. Trebuie să te acopere. Deci, fiate. Mă rog că... Te iubesc. De aia te iubesc eu. Ai febră? Nu. Nu ai febră. Nu, dar fac dacă nu taci. Am învățat în timp că nu mai contează atât de mult cantitatea, contează calitatea. De aia nu-mi place, tu știi că acum ai văzut, mie nu-mi place să port fake-uri. Mai bine porți o haină care nu are brand ani, decât exact, o haină care e replică și, exact, a ceea ce și așa au dat-o și pe Mihaela. Mihaela, dacă tu o să vorbești personal cu ea, te lămurește. Deci dacă vrei ceva din toate brandurile care sunt acum cele mai în vogă, cele știe mai tot, în top, mai bine le ca mie, mami, alea se poartă. Ori ce se întâmplă? De ce a ajuns ea ca să mă ia și la cumpărături la Adidas, la Miha, dacă îi trebuie? Pentru că, de exemplu, ele merg în magazin, îl vede, wow, chiar dacă e fix și o strânge Mihai, foarte pofticioasă, îi seamănă. Eu toată viața mea pantofii mă strâns. Ajunge acasă, îl iau odată. Am suferit. Și când suntem la un eveniment, ceva plânge, nu mai pot de picioare, mă doare. Ok, mergem, punem acasă în cutie, cine vine la noi, e primul care se potrivea un copil, frate, soră, cumnată, cine ar fi, de aici ascund, de aici ascund, te poartă, că la Mihai nu e bun. Ei, și-o văzut că de câte ori o luat, tot așa, e totdeauna, eu... Dai pomană și bine să faci bine, îi pun degețelul, nu s-a pus problema la asta. Se întoarce la noi binele făcut? Da, da. Și, dar nici nu știu, n-am așteptat. Ori mai devreme, ori mai târziu. Totdeauna au avut, nu știu, au avut știre de noi, să zic ori mai devreme, ori mai târziu, eu zic că se întoarce. Da. Și nu neapărat trebuie să dai, dacă eu să fac bine, nu accept neapărat să văd că îmi faci și tu bine. Nu că nu accept, nu aștepți. Nu aștept. Așa trebuie să-l faci fără așteptări. Dacă mă consider... Am eu ce să fac, nu? Eu așa-s pofticioasă la este. Bine, auzi, dragă, eu nu mă uit după bărbați, nu mă interesează. Dar eu, am auzi, dar eu pare și un bun. Sigur viciu. La da. Vinia, dar eu dimineața știu că nu auzi, dragă, nu beau, nu fumez, dar nu vezi că... Auzi, eu mai mult mă... Zic, ce haine e fata aia? Și el zice, da, păi să și nu mă uit eu și... Stai în groază, nu-mi trebuie. Măriucă, ești foarte, foarte, foarte... Ia să face batic, nu nouă Mihaiță, să știi. Așa de bine îți place să te scoți. Cum mă scot? Așa sunt eu. Da, știu eu, dar zici, eu nu mă uit. Păi nu mă uit, nu mă interesează. Adică dacă sunt 5 bărbați și 5 femei, deci mă uit la ele să văd cum sunt îmbrăcate, să văd, deci am altă... Altă preocupare. Da, dragilor, cum și-o bucă părul. N-aveți nicio șansă să... Eu ascult, dar voi nu credeți. N-ai cum, atât timp, eu spun, eu sunt sincer, nu ai cum, când ești om, când ai o inimă bună și când sângele e în tine sănătos, nu ai cum să nu te uiți, n-ai cum să nu... Asta e că nu-i păcat să te uiți până la urmă, da. Nu? E chiar gratis. Păi și poruncile spune să iubești pe aproapele tău. Ca pe tine însuți. Și ce înseamnă la tine corect. Asta? Ah, sabie, când iubești, am început pescat, da. Când, nu, lasă că abia noi acasă. Auzi, când iubești, ai făcut o faptă bună. Da, dar păi depinde cum iubești, dragă. Cu inima. Păi cu inima, cu sufletul, da. Cu tot. Ce vă doriți pentru copilul vostru? V-ați dori să comprimați timpul să rămână așa cum este acum? Cu siguranță. Am vrea, dar nu, e imposibil. Dar ce mi-aș dori? Mi-aș dori, în primul rând, să fie sănătoasă, să fie înțeleaptă și să fie fericită. Responsabilă și să aibă parte de bucurii. Că bucuriile sunt fericirea, până la urmă. Și dacă ai parte de bucurie... Dar fericirea aceasta poate să fie permanentă sau sunt momente în viață în care suntem fericiți? Nu, eu cred că nu există fericire permanentă.
Eu așa sunt eu, nu, poate că nu, la poate greșesc. Eu aș dori un dar toate bucuriile fac parte și aia asta aduce fericirea. Și aici ești, ca ai și momente când e mai lenevești. Pe lângă sănătate, care e cel mai important, eu i-aș dori din suflet să aibă înțelepciune. Da. Și să fie înconjurată totdeauna de oameni. Când ai înțelepciune, ai tot. Deci înțelepciunea e cel mai important lucru. Personal, eu care nu vorbesc mult, că sunt obișnuit, că e acasă, dacă nu mă lasă Mariu că să vorbesc. Ca de fiecare dată, hai să nu spune, să spunem adevărul că noi întotdeauna când am fost într-o distribuție fost super, de genul ăsta, a fost super mega chiar. Show. Vă mulțumesc, dragilor, pentru participarea în emisiune, iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare, să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!